Așadar, bună ziua din nou, București FM 98,3, într-adevăr, emisiunea în comunitate. Da, acesta este numele meu, Răzvan Ursuleanu, și astăzi vom sta de vorbă cu Dragoș Neamu. Dragoș, cum vă spuneam, este manager Noaptea Muzeelor. Dragoș, bine ai venit în emisiune. Bine v-am regăsit, mulțumesc mult pentru invitație. De foarte multe ori auzim mulți români spunând, domnule, nimeni nu mai citește nimic, nimeni și nimic, asociate, iată, în aceeași propoziție, nimeni nu mai merge la un muzeu și așa mai departe. Nu este corect și am observat, firește, nu vreau să fiu răutăcios, dar de cele mai multe ori persoane care spun nimeni nu mai citește vreo carte sau nimeni nu mai merge la un muzeu, spun așa pentru că ele sunt cele care nu mai citesc nicio carte și cumva găsesc o scuză, generalizează această situație. Nici vorbă de așa ceva. Și două exemple extraordinare, din punctul meu de vedere, sunt unul Gaudeamus, nu în ordinea valorică, pur și simplu enumerare, și Noaptea Muzeelor. Și vedem la Gaudeamus, la Târgu Gaudeamus, cum vin zeci și zeci de mii de oameni, vedem că la Noaptea Muzeelor, de multe ori, la unele muzee nu mai este loc și vin oameni de, făcând parte din toate generațiile, deci iată, sunt de interes în continuare toate lucrurile ce țin de cultură și în continuare în țara noastră sunt foarte mulți oameni care sunt interesați de, de cultură. Încă o dată binevenit, Dragoș, ediție cu totul și cu totul specială. De fapt, este o noapte fermecată. Da, este o noapte fermecată și este o ediție care anul ăsta va avea și un derivat. Am anunțat deja și mă bucur că a fost foarte bine privit în spațiul public și în spațiul media. Mă refer la Noaptea Muzeelor la sate. Deci gândim efectiv o nocturnă muzeală rurală care se va desfășura pe 2 septembrie. Iar în revenind la ediția clasică a Nopții Muzeelor în acest an, avem proiecte complementare, dincolo de dezideratele de promovare pe care le avem, de modalitățile prin care ne adresăm publicului, de oferta pe care o avem. Noi întotdeauna încercăm să aducem elemente noi, iar anul acesta avem două astfel de elemente noi, sigur, dincolo de ofertele muzeelor și entităților culturale participante. Prima ar fi faptul că ne-am gândit după vreo 11 ani de meditație să organizăm în comun cu muzeele din Republica Moldova acest eveniment, practic tot sub coordonarea noastră, dat fiind experiența pe care o avem ca organizație în acest tip de proiect. Vom promova, așa cum promovăm și muzeele din România, pe cele din Republica Moldova. Avem o așteptare de măcar 30 de muzee de acolo. Deja s-au înscris o parte din ele și au arătat interesul de a participa. Deci, practic, în momentul când veți vizualiza website-ul oficial al Nopții Muzeelor, trebuie să vă gândiți că toată oferta pe care o vom accesibiliza la nivel național va fi și una care trece granițele țării. Vom include localități, județe, raioane, orașe din țara vecină. E un experiment. Din punctul nostru de vedere, încercăm să vedem cam care va fi tipul de reacție, mai ales din partea societății civile moldovene și a mediei de acolo, pentru că în situația în care la sfârșit concluzionăm că a fost un experiment reușit, intenționăm să exportăm pentru edițiile viitoare și alte tipuri de servicii pe care le oferim în mod normal în România, inclusiv tipul de acesta de traseu, de circuit urban în Chișinău, cu autobuze gratuite, hărți program, sponsori, eventual invitarea unor proiecte sau exemple de bună practică muzeale din Europa și acolo. Deci lucruri de genul acesta. Deci, practic, vom avea un sistem de monitorizare care va testa cumva interacțiunea, dinamica și gradul receptivitate din partea publicului și a muzeului din Republica Moldova. Vreau să întreb, Dragoș, da, pentru că poate lumea nu cunoaște. Cum se petrece această noapte din punct de vedere tehnic? În sensul în care muzeele care vor participa doar țin porțile mai mult timp deschise și pe parcursul serii și al nopții, sau se organizează și pe evenimente speciale, pe, nu știu, spectacole și așa mai departe? Păi este un cumul. Toate elementele pe care le-am menționat sunt deopotrivă valabile, în sensul în care, da, există o extensie a orarului clasic de funcționare a unui muzeu și unii au privilegiul să poată vizita un muzeu până la 4 dimineața, dar de asemenea, tocmai cu această ocazie, în general, muzeele peste an pun deoparte anumite resurse pe care să le focalizeze, să le canalizeze în organizarea unor evenimente speciale,
dincolo de deschiderea spațiilor de expunere, lucru pe care îl poți face și în cursul anului, în orice zi, mai puțin cele de luni, cum știm foarte bine, luni sau uneori marți, când sunt închise muzeele. Deci, dincolo de aceste lucruri, se intervine cu tot felul de experimente curatoriale, de intervenții artistice, de reprezentații. Sunt aceste mixuri în care se invită teatre, filarmonici, studiouri de creație care valorifică într-un mod mai estet sau mai original sau digitalizat patrimoniul. Deci, practic, cu această noapte a muzeului, ce are această noapte a muzeilor în mod special, are această componentă de inovare pe care toată lumea o urmărește, acolo unde, desigur, acest lucru este cu putință, pentru că, din păcate, nu toate muzeele sau entitățile culturale care se branșează la acest eveniment au capacitatea de a putea oferi acest lucru. Atenție, nu mă refer la cunoaștere, ci la capacitate. Iar capacitatea înseamnă mai degrabă sprijin financiar prin bugetele autorităților subordinarea cărora funcționează. O să dau câteva, o să ofer câteva date legate de ce spuneam de la bun început, cât de mare este interesul în România pentru acest eveniment, cu totul și cu totul deosebit. Dacă greșesc pe undeva, te rog să mă corectez, Dragoș. Anul trecut, în 2022, în cea de-a 18-a ediție a Nopții Muzeelor, 260 de muzee și spații culturale prietene au fost prezente din peste 90 de localități, care practic au acoperit geografic 39 de județe. Iar în București, această noapte a muzeelor a înregistrat un record absolut de 64 de obiective culturale și, atenție, aproape 1 milion de persoane au vizitat spațiile culturale la nivelul întregii țări. 1 milion de oameni. Să nu mai zică nimeni că în România cultura este dată deoparte, lumea nu mai este interesată, doar eficiență și bani și așa mai departe, nici pomeneală. Și în aceste 1 milion de persoane, de asemenea, cum spuneam, au fost prezente toate generațiile, și cei mici, și cei mari, și cei foarte mari, și cei extraordinar de mari s-au bucurat de acest eveniment. E greu de bătut un astfel de record, să recunoaștem, dar în același timp, la modul cum povestești tu că va fi organizată Noaptea Muzeelor din acest an, s-ar putea să vedem un nou record. Da, o să fac totuși o rectificare, pentru că m-ai rugat să intervin în măsura în care datele sunt chiar corecte. Singura corectură pe care o doresc să o operez este la nivelul cifrei generale de vizitatori. Am avut 1 milion la un moment dat, nu mai țin minte la care dintre ediții, dar în ediția de anul trecut au fost aproape 600.000, care oricum înseamnă foarte mult, pentru că la nivelul întregii țări și raportat la cifra ultimului recensământ, practic 2,41% din populația țării a fost în muzee, iar în București 5,20 și ceva la sută dintre bucureștenii au participat la Noaptea Muzeelor. Sunt Voi cifre impresionante. Vă așteptați? Nu aș dori să fiu acuzat de o anumită aroganță, dar de ceva timp ne așteptăm. Pentru că dinamica organizării, resursele care sunt implicate, receptivitatea, interesul care este fenomenal, ne oferă suficiente argumente să ne proiectăm astfel de ținte. Iar anul acesta și eu anticipez un record la nivelul numărul de vizitatori, poate mai ales în București, pentru că și aici continui cu a doua proiect derivat al Nopții Muzeelor despre care aminteam. Vom aduce o expoziție a unui muzeu fenomen la nivel planetar în București, la Muzeul Național Țăranului. Lansarea, vernisajul va fi în data de 12 mai, deci va prinde și 13 mai data Nopții Muzeelor și până pe 12 iunie va putea fi văzut. Despre ce este vorba? Este World Childhood Museum, să povestești, te rog, despre acest muzeu. Da, este World Childhood Museum, practic este singurul muzeu din lume care problematizează și expune dramele copiilor afectați de războaiele recente și contemporane, și mă refer aici la cele din fosta Iugoslavie cu precădere în Bosnia, Siria, Afganistan și Ucraina. Acum expoziția va avea o dominantă pe războiul din Ucraina. Vor fi 80 de obiecte adunate din colecția universală a acestui muzeu, plus unele noi, care, și aici ne bazăm pe contribuția comunității ucrainene din România, va fi un apel special dedicat lor. Va fi o expoziție teribilă. Este foarte greu de digerat.
dar în același timp are o valoare terapeutică certă. Gândiți-vă că veți găsi povești desprinse din dramele unor copii care au suferit enorm, iar unii dintre ei chiar au fost uciși. Iar obiectele sunt din cele mai dragi care le-au fost în apropiere de-a lungul vieții lor, uneori foarte scurte. Dar este o expoziție care povestește foarte bine acest lucru. Repet, e greu de suportat. Mulți oameni nu au rezistat să vadă această expoziție, dar, pe de altă parte, este extrem de bine mediatizată. Toate marele posturi mondiale, media, de la CNN, BBC, Der Spiegel, Liberation, Paris Match, Deutsche Welle, absolut Al Jazeera, toți au avut reportaje ample despre acest muzeu. El are niște avamposturi, niște stații muzeale de reprezentare în New York și Ucraina. Motiv pentru care trebuie neapărat vizitată, pentru că, dincolo de conceptul curatorial, acest foarte sensibil și contemporan ca temă, el este și foarte bine povestit, foarte bine structurat din punct de vedere muzeal, deci există și o dimensiune pedagogică pronunțată care este deopotrivă utilă comunității muzeale, dar și celor care vor participa, pentru că oferim programe educative cu mediate inclusiv de copiii ucraineni care sunt în momentul de față emigrați în București. Se bazează în primul rând pe fotografie acest muzeu? Nu, sunt obiectele personale ale acestor copii și povestea lor. Și ce e interesant este faptul că, practic, fiecare familie din interiorul căruia a provenit acest obiect, inițial, când s-a conceput acest muzeu, a fost lăsată să-și curatorieze, să-și amenajeze propriul colț. Practic, devenea o instalație a dramei familiei respective. Și mai multe n-aș dori să spun, pentru că e important să vă stârnesc interesul. Va trebui neapărat să vizitați această expoziție, pentru că altfel va trebui să te duci în diferite colțuri ale lumii după ea, pentru că este itinerantă, nu stă pe loc, deși, sigur, poți să ajungi în Sarajevo să vezi colecția de bază, cea permanentă care se află acolo. Inițiatorul este Jasmin Khalilovici, un tânăr care atunci avea 29 de ani, s-a luptat cu foarte multe inerții și mentalități și opintele ale diferitelor autorități și în țara respectivă și, mă rog, dat fiind tema, cu greu a reușit să facă acest muzeu, dar când a făcut-o, imediat după aceea a explodat și lucrurile au ajuns într-o situație incredibilă, se desfășoară și se dezvoltă foarte puternic acest muzeu și crește și la nivelul obiectelor și a experiențelor. Din păcate, vorba lui ar dori să nu mai crească, asta însemnând că practic războaiele contemporane s-ar opri deodată. Ceea ce nu se întâmplă, din păcate, chiar dacă ne-am dori. Vreau să te întreb, deși mai este până atunci, dar proiectul este conectat de acesta despre care noi vorbim. Spuneai puțin mai devreme de noaptea muzeelor lăsate. Mă gândesc că logistica și interfața pentru un astfel de eveniment pare a fi un pic mai dificilă decât la oraș. E vorba și de răspândirea informației, conștientizare și așa mai departe. Cum veți face la noaptea muzeelor lăsate? Da, este adevărat, există această particularitate, e mai greu de ajuns în anumite zone rurale, dar să știi că totodată principalul motiv pentru care am organizat organizăm în premier această ediție este faptul că am observat că de-a lungul timpului tot mai multe muzee, colecții private, etnografice, entități culturale, monumente istorice din zona, chiar colecții de obiecte religioase care aparțin unor mănăstiri importante din țară au început să participe la ediția clasică a nopții muzeelor. A crescut și numărul acestor tipuri de entități muzeale și culturale, dar totodată și interesul și cererea, motiv pentru care am spus de ce să nu despărțim puțin apele din acest punct de vedere și să oferim o atenție particulară satelor, cu un program de promovare special, cu o personalizare a evenimentului, cu o marcă configurată, cu elemente de forță, în așa fel încât să putem să ajutăm să contribuim la o valorificare mult mai bună a colecțiilor și a patrimoniului cultural rural, pentru că altfel nu am fi putut o face cu aceeași eficiență cu care am făcut-o dacă am fi organizat împreună, cum am făcut-o până acum, cu ocazia nopții muzeelor, unde trebuie să ne împărțim în mai multe, și pe urban și pe rural.
Resursele sunt în principiu, sunt niște automatisme, adică la nivelul organizării din punct de vedere tehnic, cu toate metodele manageriale pe care trebuie să le aplicăm, tipurile de contractări, sigur că sunt regulile universale și ne este destul de ușor să o facem, dar fiind faptul că s-au creat deja în bucătăria noastră niște automatisme, este un mecanism imens care deja merge de la sine. Dar dincolo de asta va fi cu siguranță dificil să răzbatem în anumite zone unde știm că există astfel de obiective interesante care sunt necunoscute, insuficient valorizate, ignorate, dar aici deja ne bazăm pe o rețea de parteneri pe care am început să o configurăm și care vor acționa ca un fel de mediatori în teritoriu, facilitatori care transmit mesajul nostru și încearcă să convingă și să stimuleze participarea în zone care, în mod normal, n-ar putea să afle poate niciodată despre această inițiativă noastră. Și sunt tot felul de proiecte și de organizații incredibile care perseverează de ani întregi să facă lucruri grozave și importante în slujba patrimoniului, să tipologizeze colecțiile și tipurile de co și colecționarii, să-i catalogueze, să-i reprezinte, să restaureze monumente. Și sunt tot felul de inițiative și încercăm să-i contactăm rând pe rând, muzee la sate, organizații care acționează pe Valea Hârtimbacenului sau Mihai Eminescu Trust. Deci suntem în contact cu Viața la Sat, suntem în contact cu mai multe astfel de organizații și într-un final chiar Ministerul Agriculturii a fost interesat să facă o armonizare de contribuții cu noi și probabil ne va ajuta, mai ales pe zona de promovarea unei campanii de educare prin patrimoniul la sate. Intenționăm să avem această componentă prioritară în prima ediție. Vom genera o serie de resurse și metode pedagogice pe care le vom pune gratis la dispoziția celor care sunt interesați cu ocazia asta să se dezvolte pe lângă programul de vizitare și programe educative pentru copiii de la sate. Și aici, poate, cine știe, reușim încet, încet să declinăm alte proiecte, campanii sub marca Noaptea Muzeelor la Sate, care să marșeze foarte mult pe zona de alfabetizare și de educare culturală. Poate, cine știe, vom fi incluși în diferite contexte de colaborare cu Ministerul Educației, mai ales că se tot elaborează tot felul de legi și de curricule care se doresc a fi eficiente în procesul acesta de alfabetizare și de învățare la nivel național. Pentru că sunt niște diferențe fantastice între ceea ce se întâmplă în școlile pe care eu le cunosc mai cu precădere, cea belgiană și cea românească, în care școala românească știm foarte bine mai mult se cresc elite care, da, sunt grozave, impresionează oriunde în lume, dar rămâne o masă critică de 95% de oameni care sunt insuficienți pregătiți, pe când aici, cel puțin în spațiul belgian, toată lumea este pregătită deopotrivă să reușească pe domeniul pe care și-l dorește și unde este, se simte cel mai competent. M-am uitat pe la un dat, bine, așa ca o discuție conexă pe pagina ta de Facebook și în mod evident, dacă e de ales o zonă a lumii, mai curând te duce la Roma decât la Bruxelles, dar asta e o altă discuție, Dragoș. O recapitulare pentru ascultătorii București FM, emisiune în comunitate, 98,3, bineînțeles. Invitat Dragoș Neamu. Dragoș este manager la Noaptea Muzeelor, 13 mai anul acesta, sâmbătă 13 mai, o ediție grozavă, așa cum a povestit și Dragoș, câteva repere inedite și cu siguranță care dau un plus acestui eveniment oricum extraordinar. Este prima ediție comună România-Republica Moldova, de exemplu, cum de asemenea povestea Dragoș, sosirea pentru o lună la București a acestui muzeu absolut fenomenal, World Childhood Museum, cu un vernisaj pe 12 mai în București, și anunțarea acestui nou proiect care este conectat Noaptea Muzeelor la Sate în septembrie 2023. Până atunci mai este, dar vom discuta. Dragoș, vreau să te întreb, ții minte și în urmă cu ceva vreme când tu ai mai vorbit, noi am vorbit de multe ori la București FM, tu ai fost prezent în emisiunile noastre, vreau să te întreb, muzeele așa, la modul general, aș spune în mod special pentru București, că noi suntem București FM, dar uite, nu spun, pentru România. Există un număr, să spunem, deja cunoscut de muzee. Ăstea sunt și fiecare rezistă cum poate. Unele, din păcate, din când în când mai dispar. Sau se mai întâmplă să apară și muzee noi? Te întreb pentru că eu, în ultima vreme, deși am urmărit, n-am văzut prea multe informații legate de apariția unui muzeu nou. Nu prea se mai încumetă oamenii să
dacă vor să deschid o afacere sau ceva, să vină cu un muzeu. Dar tu știi mult mai bine. Mă bucur că chiar e o întrebare neașteptată și mă bucur pentru că mi-ai adresat-o. De ce? Pentru că în acest moment chiar sunt în postura să-ți răspund în perfectă cunoștință de cauză. Dincolo de faptul că Rețeaua Națională a Muzeelor de România, care de fapt coordonează prin mine ca manager această noapte a muzeelor, a cam oprit în ultimul timp destule comasări și desființări de muzee, ceea ce este un lucru pozitiv și este și unul dintre motivele pentru care această organizație funcționează în comunitatea muzeală. Cum a făcut să oprească? A ajutat financiar sau cum s-a procedat? Nu. Pur și simplu în niște negocieri specifice tipului de lobby cultural, absolut decente și productive cu diverse autorități locale care intenționau să propună diferite scheme de reorganizare a acestor muzee, niciodată nu se spune cineva că le desfințează, ci le absorb, le integrează, mă rog. Am reușit să convingem cu argumente economice, sociale, culturale că ar fi o inițiativă nerecomandabilă în momentul X, în regiunea Y, și din negocieri, din aproape în aproape, am reușit să oprim aceste comasări. Revenind, în ultimul timp, chiar personal, sunt încămat în gândirea, planificarea, conceptualizarea și înființarea unor muzee noi. Deci chiar există posibilitatea să ofer această veste bună, de oricât de ciudată și miraculoasă ar fi părut în urmă cu câțiva ani, dar se simte cumva o tendință de investire, încă insuficient, dar momentan personal mă mulțumesc cu situația dată, de investiții în dezvoltarea și în ridicarea unor muzee de la sol. Dragoș, practic, ce muzee nu avem? Ce muzee nu avem și ar fi bine să la un moment dat să avem și noi? Bine, întotdeauna am spus că mi-aș fi dorit un muzeu al fotografiei, mi-aș fi dorit întotdeauna un muzeu al modei, mi-aș fi dorit un muzeu al arhitecturii, al stilului de arhitectură. Sunt din păcate prea multe tipuri de muzee care sunt muzee tematice de nișă care ne lipsesc. Dar vreau totuși să nu trec cu vederea faptul că avem aceste exemple de muzee care se construiesc acum. Unul care a fost deja construit în urmă cu ceva timp, nu foarte mult, dar este un exemplu minunat pe care îl ofer de fiecare dată când am posibilitatea, este pavilionul minorităților multietnice din cadrul complexului muzeal Astra din Sibiu, construit pe fonduri norvegiene și care arată foarte bine și conceptul de expunere este mult peste media din România. Încet, încet s-au făcut niște investiții și au fost agățate în Planul Național de Reziliență diferite astfel de inițiative de refuncționalizare a unor spații în temă muzeală sau de ridicarea unor muzee. De asemenea, eu personal sunt înhămat în două proiecte muzeale. Unul cel mai cald este Muzeul Palatului Principilor din Alba Iulia, din cetatea Alba Carolina. Echipa la care am lucrat este cea care a conceptualizat acest viitor muzeu, care va intra anul ăsta în faza a doua de producție efectivă pe baza ideilor susținute, recomandate și agreate împreună cu comanditarul, care este primăria din Alba Iulia, și va fi un muzeu într-un corp al vechiului palat al principilor, care valorifică exact un tip de istorie incredibilă și fabuloasă, inspirantă, bogată, seducătoare, importantă istorie Transilvaniei. Deci faza principiilor, sunt două secole și ceva în care s-au întâmplat o mulțime de lucruri cu efecte și reverberații asupra întregii istorii a statelor române. Și de asemenea este un muzeu privat la care țin foarte mult și care se va finaliza în curând, iată, cu ajutorul acestor fonduri venite prin PNRR, este Muzeul Colectivizării de România, care este, iată, într-un sat, cum se leagă lucrurile cu Noaptea Muzeelor la sate, în județul Neamț, în comuna Tămășeni, este un muzeu despre colectivizare. Că vorbeam de anumite muzee care ar trebui să existe în România, ori colectivizarea știm foarte bine, a fost un fenomen și ea încape deopotrivă într-un muzeu. Trebuie să-i spunem povestea și noi asta facem. Spunem povestea colectivizării în această comună, într-o casă, două de fapt, în care chiar există o istorie, o memorie a locului pe care o recuperăm și care are o legătură extrem de directă
incredibil de directă cu colectivizarea, cu miliția locală și cu toate istoriile și lucrurile care s-au întâmplat, propaganda care a existat, dramele țăranilor. Deci se fac muzee. Sperăm ca într-un final să se închidă cercul într-un mod rotund din punct de vedere al colecției, al obiectelor, al conceptului la Muzeul Brătianu. Sperăm ca Muzeul Brâncuș, care din punctul meu de vedere este o glumă proastă în Târgu Jiu, să fie reconsiderat și regândit, dacă tot vrem neapărat să avem un Muzeu Brâncuș, deși este mai greu. Eu am prins acest proiect chiar în perioada când am fost consilier al ministrului Vlad Alexandrescu, am fost acolo și am rămas siderat de modalitățile care au fost găsite atunci de punere în practică acestui muzeu. N-am crezut în el, motiv pentru care el acum funcționează doar pe hârtie. Este ceva care pur și simplu... Și online, și online. Ia în deridere opera și creația. Stai să zic și eu ceva. O secundă. Deci și online, mă uitam pe pagina site-ului Muzeul Brâncuș și arată impecabil, occidental. Deci păcat că nu există, cum bine ai spus, și un suport real pe măsura site-ului. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, vreau să te întreb pentru cei care vor vizita aceste muzee, ca să poată să-și facă un traseu, un itinerar, să vadă cât mai multe, unde pot și unde vor găsi programul, dacă n-a fost deja afișat? Nu, este imposibil, pentru că suntem încă în faza de centralizare a fișelor de înscriere. Unele muzee nu reușesc pe bună dreptate să încheie un program și să-l definitiveze cu 2-3 luni înainte, pentru că există o dinamică, sunt dependenți de unele răspunsuri, de unii parteneri cu care organizează, deci lucrurile se duc aproape până în buza evenimentului, dar în general pe București vom avea acea hartă program care va fi și în formă tipărită și în accesibilă online pe site-ul noaptemuzeelor.org, cel oficial binecunoscut deja, cu câteva sute de mii de utilizatori permanenți. De asemenea, tot pe acest site va fi disponibilă oferta pe localități, pe județe, exact cum împărțim noi lucrurile, în așa fel încât meniul de acces să fie unul logic, ușor de parcurs. Iar și anul acesta, așa cum spuneam, vom avea această componentă suplimentară dată de prezentarea evenimentelor ce vor avea loc în unele muzee din Republica Moldova. Deci, și de asemenea, din când în când, campaniile noastre clasice de instigare social media pe Facebook-ul oficial al evenimentului, facem recomandări permanente la foc continuu, mai ales cu o săptămână înainte, în care prezentăm tot felul de evenimente care de obicei sunt oferite de cei care participă în premieră la circuitul nopții muzeelor. Mi-a plăcut cum ai folosit acest termen, dacă îmi permiți o să-l preiau. Cred că este singurul cadru în care îl accept 100%, cuvântul acesta instigare. Cred că dacă singura instigare ce ar exista pe lume ar fi instigarea la cultură, atunci s-ar schimba și sensul cuvântului. Foarte frumos spus, într-adevăr, titlul de film, instigare la cultură. Ne apropiem de finalul discuției noastre și vă reamintesc, dragi prieteni, la București FM pe 98,3 stăm de vorbă cu Dragoș Neamu. Dragoș este manager Noaptea Muzeelor, o noapte magică, fermecată și nu doar în titlu. Anul acesta se va desfășura sâmbătă 13 mai, o ediție cu siguranță care va rămâne în memoria tuturor celor ce vor participa. Și sunt mai multe repere importante și inedite. Prima ediție comună România-Republica Moldova. Și aici pe final o să te rog, Dragoș, să mai aduci câteva repere. Va sosi pentru o lună la București și acest muzeu fenomenal și fenomen, World Childhood Museum, cu vernisaj pe 12 mai în București. Și mai încolo, dar e bine să anunțăm din timp, pentru că va fi un pic mai complicat în mod evident, fiind vorba de o răspândire națională, Noaptea Muzeelor la și rurală, nu doar urbană, Noaptea Muzeelor la sate. România, Republica Moldova, iată un nou parteneriat. Ai spus câteva lucruri puțin mai devreme, Dragoș, dar o să te rog măcar așa, nu știu, câteva indicii. Adică cei din Republica Moldova, noi poate știm mai puțin despre muzeelor și cred că rău facem.
Păi, tocmai în acest motiv vreau să promovez nota muzeilor împreună cu ei. Și, de asemenea, vreau să ajungă, prin mecanismele de promovare pe care le punem la dispoziție și le antrenăm, să ajungă mai ușor și la cât mai mulți oameni din Republica Moldova informația legată de Noaptea Muzeilor, pentru că primul obiectiv și probabil momentan singurul, dat fiindcă este faptul că e o ediție experimentală, pilot, singurul obiectiv realist pe care ne putem asuma este să creștem numărul de vizitatori din Republica Moldova care participă la Noaptea Muzeelor de acolo. Oricum, mi se pare câteodată, când discutam în echipă, mi se părea foarte ciudat că împart Republica Moldova cu România din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere cultural, că nu mă bag în alte aspecte care țin de politică, de geostrategii politice, dar din punct de vedere cultural mi se pare foarte bizar și chiar nu înțeleg de ce până acum nu m-am încumetat, măcar eu personal și echipa mea, să punem în practică proiectul ăsta mai din timp. De asemenea, mizăm, acolo avem deja un parteneriat cu ICR Chișinău, care încearcă să acționeze ca niște facilitatori ai noștri și sper să organizeze cât de curând o întâlnire cu reprezentanții muzeelor pentru a explica beneficiile acestei cooperări și să antreneze un număr mai mare de participanți. Am folosit bazele de date și resursele Ministerului Culturii de acolo. M-au ajutat și directori de muzee din România, mai ales cei din Consiliul Director al Rețelei Naționale cu diferite contacte. Încet, încet am ajuns și recunosc că am ajuns destul de ușor la mulți dintre ei. Acum să vedem care sunt efectele acestei invitații. Vorbeai folosit puțin mai devreme un cuvânt extrem de important în tot ceea ce facem, sau aproape tot ceea ce facem echipă. Dacă ar fi de aici, de la București FM, nu știu, să-ți tot într-un fel magic fermecat, ca și Noaptea Muzeilor, să-ți insuflăm ceva, ce ar fi nevoie mai mult? Energie, noroc, sprijin al autorităților, care ar fi prima Norocul de prioritate? obicei ne-l facem noi, cel puțin în ceea ce privește Noaptea Muzeelor. Energie cu siguranță va fi nevoie, pentru că deși acest proiect, Noaptea Muzeelor în general, pare așa aproape o afacere culturală de tip industrie, să știți că este ținută de la nivel tehnic, strict de organizare, este ținută de foarte puțini oameni, incredibil de puțini. N-am ținut niciodată numărul lor, pentru că nu m-ar crede nimeni. Dar de sprijinul autorităților, știți cum, până la urmă este Noaptea Muzeelor. Adică noi nu am fi în stare să organizăm acest proiect fără muzee, pentru că ei sunt principali actori, ei își organizează în gospodăria lor tot, ei antrenează toate resursele, ei consumă energii creative, organizatorice, noi doar îi cuplăm pe toți și devenim un agregator care îi promovează logic și mai invităm alte lucruri și mai condimentăm cu proiecte personale care să aducă plus valoare sau diferite servicii acolo unde suntem solicitați. În București suntem solicitați. Chiar n-a părut rău, de exemplu, că n-am primit niciun semnal în sensul ăsta de la Timișoara, capitală culturală europeană. Mai e timp. Mi-ar fi... Nu, nu mai e timp. Nu mai e Chiar nu timp. mai Păi este nu, timp. să spun, se leagă Așa. aici, Dar... Dragoș, se Da. leagă, pentru că nu mai e timp nici pentru a continua discuția astăzi, în această emisiune. Mii de mulțumiri pentru toate lucrurile pe care le-ai spus și pentru acest demers, pentru acest proiect ce urmează. Dragoș Neamu, manager al acestui proiect despre care v-am vorbit pe parcursul emisiunii la București FM, împreună cu Dragoș, vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, să aveți o zi superbă. La revedere!